Primarul Sucevei Ion Lungu spune că a aflat din presa locală despre creșterea tarifului la biletele societății de transport local TPL. Se pare că șefii societății vor iniția un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care ar trebui dezbătut la următoarea întrunire a deliberativului. Sunt informații potrivit cărora prețul ar crește de la 2 la 2 lei și 50 de bani. Primarul Lungu spune că această creștere ar trebui asumată de cei care conduc această societate. Totodată, el este de părere că intenția de creștere de la 2 lei la 2 lei și 50 de bani pe călătorie are o anumită logică economică, întrucât salariile angajaților societății de transport public local sunt mici. Nu inițiativa primăriei sau primarului. Sigur, au venit cei de la... Dacă suntem de TPL și aici, datorită încasărilor bune din primul trimestru, vreau să vă spun că am achitat în acest an la TPL suma de 47 de miliarde de lei, azi suntem cu datorie zero la TPL. Deci nu mai avem niciun ban în restanță. Deci în acest an am achitat 47 de miliarde la TPL. Este inițiativa TPL-ului, a operatorului de acolo, acolo este un consiliu de administrație, este o adunare generală, ei vin cu... propuneri plecând de la ce s-a întâmplat prin țară. Mai multe orașe din țară s-a mărit tarif la 2,50 lei. Așa cum am spus, sigur că salariații la TPL au salariile mici. Prin ceea ce am făcut, faptul că noi dăm abonamentele gratuite 50% la pensionari, am făcut un lucru bun și pentru pensionari și mai vin încă 7 miliarde de lei în plus venituri la TPL, din care ar putea să mai... suportă o parte de creștere de salarii la salariații la TPL. Dar eu cred că, am mai și greșit, că nimeni nu e perfect. M-am implicat prea mult la societăți din subordinea Consiliului Local. Nu mai spun de bani, este 50 milioane de euro de că sunt primar, dar și, așa am învățat, vin la primar să consult, corect, până la un punct. Dar acolo este, vă spun, director general, este consiliul de administrație, este AGA, eu nu pot fi și primar, și director la TPL, și director la Termica, și director la ACET și Universul Dumneavoastră. Din păcate că în acești 12 ani am și fost. Adică când e bine, se rezolvă problemele, meritele lor. Când e rău, îi devine primarul. De asta vă spun, și eu am aflat așa dumneavoastră din presă, nu inițiativa primarului de a mări biletele la TPL. Ei vin cu o propunere, sunt o societate în subordinea Consiliului Local, pe o anumită logică economică, plecând la faptul că salariații la TPL au salarii destul de mici și posibil să fie necesară și această majorare. Dacă mă întrebați pe mine, sigur, ne interesează în primul rând să atragem cât mai mulți călători. Cât mai mulți călători, nu cred că poți să-i atragi mărind biletul, ba din contră. Trebuie să găsești alte soluții. Potrivit unei informări a compartimentului specializat al primăriei, în perioada octombrie 2016-octombrie 2017, cu mijloacele de transport din municipiu, au călătorit 13,34 milioane de persoane, inclusiv în cele 6 luni în care pe trasee au fost și operatorii în regim maxi-taxi. Reamintim că pe 30 iulie 2017 au încetat contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate încheiate cu transportatorii cu capital privat.